Am primit telefoane de la Brăila, am avut deja pacientă de la Alexandria, din București, foarte mulți pacienți, chiar s-au format așa grupuri, ne-a sunat chiar un grup de 6 persoane care doreau să vină. La Spitalul de Pneumoftiziologie de la Runcu funcționează o secție de recuperare post-COVID și aici sunt deja 19 pacienți. În curând, la unitatea medicală aflată la 780 de metri altitudine, va funcționa primul centru complex de tratare a ravagiilor fizice și emoționale produse de infecția cu COVID-19. Am emoții, sunt în fața dumneavoastră cu primul pas din o nouă promisiune îndeplinită a noastră, a Fundației Mereu Aproape. Vorbeam nu cu mult timp în urmă despre proiectul de la Runcu și uite că se întâmplă. Uite că se întâmplă să plece primul val de echipamente. Primul val de echipamente acolo către centru sunt exact lucrurile pe care le-au cerut medicii și acolo va fi primul centru în care pacienții care au avut COVID pot să se recupereze din toate punctele de vedere. Echipamentele medicale au ajuns la Runcu și în câteva zile vor fi puse la treabă. Sunt aparate de fizioterapie, antrenament respirator, kinetoterapie, monitoare de funcții vitale, un analizor PCR și o vestă de drenaj toracic. Aparatele ne ajută foarte mult să ne realizăm aceste obiective. Este încurajator că putem să beneficiem de ele la începutul acestui program și astfel să îl putem efectua la parametrii pe care noi ni dorim. COVID-19 este mai mult decât o boală respiratorie și poate lăsa multe sechele. Cei care vor să facă ședințe de terapie se pot adresa spitalului la 8 săptămâni după primirea rezultatului negativ la boala SARS-CoV-2. O treime din pacienții care au trecut prin această suferință rămân cu anumite sechele, dificultăți la respirație, cu tuse, se confruntă cu tulburări de ritm cardiac, se confruntă cu această oboseală și slăbiciune musculară, dureri ale articulațiilor, inclusiv tulburări de memorie, de atenție. La Spitalul de la Runcu lucrează o echipă multidisciplinară, medici, pneumologi de recuperare medicală, asistenți, fiziokinetoterapeuți, iar instituția este singura din țară care are o salină de suprafață pentru haloterapie. Compartimentul de recuperare are acum 50 de paturi, dar va fi extins odată ce proiectul demarat de Fundația Mereu Aproape va fi gata. Mulțumesc pentru că se întâmplă aceste lucruri și vă promit că de fiecare dată vom face exact ceea ce promitem. Suntem împreună și acest centru devine realitate cu ajutorul vostru și al partenerului nostru tradițional, SICA. Mereu Aproape!